Sprijinul cuplat zootehnic pentru ovine caprine este singura schemă de plăți pentru sectorul zootehnic care a fost aprobată pentru autorizarea avansului, care a început la 18 octombrie și se încheie la 30 noiembrie. Oierii au primit în conturi, conform datelor APIA, 31,71 de milioane de euro până astăzi. Sprijinul este de 17 euro și 24 de cenți pe cap de animal eligibil, echivalentul a 85 de lei și 30 de bani. Din Olt au depus cereri 59 de fermieri pentru ovine și 58 pentru caprine, fiind autorizați la plată 28 pentru oi și 36 pentru capre. Asociația pentru dezvoltarea și promovarea turismului Prahova a anunțat că prețurile pachetelor de Crăciun în stațiunile Sinaia și Bușteni de pe Valea Prahovei variază între 800 de lei și peste 5.000 de lei, în funcție de unitatea de cazare și numărul nopților, în preț fiind inclusă masa festivă, iar la unele locații și spectacolele de colinde și obiceiuri specifice. De asemenea, la stabilirea prețului contează și accesul la piscină, sală de fitness, jacuzzi, saună umedă și saună uscată. Românii care nu-și declară numerarul în vamă vor risca amenzi de la 3.000 la 50.000 de lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat. În acest sens, guvernul va modifica regulamentul de aplicare a codului vamal al României, proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a executivului. Conform regulamentului Uniunii Europene, purtătorii care transportă numerar în valoare de 10.000 de euro sau mai mult trebuie să declare autorităților competente din statul membru prin care aceștia intră sau ies din Uniune și îl pun la dispoziția lor pentru control. În primele 10 luni ale anului s-au vândut în țară aproape 100.000 de mașini noi. Cel mai vândut model a fost Dacia Logan, cu peste 10.000 de unități, urmat de Duster, Sandero, Ford Puma și Skoda Octavia. Mașini full electrice s-au vândut 2.634. Cel mai bine stând mărcile Volkswagen, Dacia, Hyundai și Renault. La vehicule comerciale mici, cele mai vândute modele noi au fost Dacia Docker, Iveco Daily, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter și Renault Master. Stațiunile montane de peste Dunăre le fac concurență celor românești și în ceea ce privește accesul persoanelor nevaccinate. Pasionații de sporturi de iarnă nu vor fi nevoiți să prezinte certificatul verde în unitățile de cazare și nici în zonele de schi dacă merg în Bulgaria. Pentru accesul în restaurante și cafenele însă se cere dovada vaccinării, a trecerii prin boală sau un test PCR negativ.